primarul ales la Moldova Nouă, Adrian Torma, a participat la vizita prefectului Ioan Dragomir, alături de directorul general al administrației bazinale de apă banat și reprezentanții de la nivel de județ și local. Veniți toți în zonă pentru a verifica nivelul apei Dunării. Acesta transmite faptul că la nivel local și național s-au luat toate măsurile necesare pentru ca în zona clisurii Dunării să se preîntâmpine nivelul ridicat datorat debitului mărit al apei la intrarea în țară. Îndemn la prudență cetățenii care au casele cu ieșire la Dunăre. Să urmărească cu atenție nivelul apei și pescarii să evite ieșirea pe Dunăre până la normalizarea nivelului apelor Dunării, a transmis Adrian Torma. De asemenea, la Moldova Nouă a fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență, acolo unde s-au luat în vedere măsuri pentru prevenirea inundațiilor pe malurile Dunării.